Avantajele efectuării primei vizite la medicul stomatolog sunt tocmai depistarea demineralizărilor pe dințișorii de lapte și noi, ca și medici pedodonți, sfătuim mămica cum să îngrijească dințișorii de lapte și ce anume tratamente se pot aplica pe ei de la această vârstă fragedă. Dacă copilul la prima vizită observăm că nu are nicio căriuță, atunci vizitele se pot efectua odată la 6 luni. Asta pentru a depista timpuriu apariția cariilor și de a efectua mineralizări în cabinetul stomatologic. Dacă este vorba despre un copil cu mai multe căriuțe în guriță, deci prezintă un risc mare de carie, atunci controlele ar trebui făcute periodic, o dată pe lună sau la 3 luni. Depinde de cât de multe căriuțe prezintă copilul. Întotdeauna când căutăm un medic stomatolog cu copilul, nu ar trebui să mergem spre cabinetele de stomatologie generală, ci tocmai spre clinicile specializate pentru copii, strict la medic pedodont, care știe cum să se comporte cu copilul, știe cum să-l facă, să-l atragă pe copil, are o cu totul altă abordare față de un medic de stomatologie generală.